Bună ziua, bună seara, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar, viziune, citire pe foaie. Am să vă fac acum citirea generală pentru doamne, bineînțeles, pe luna august, pentru doamnele necăsătorite, doamnele singure, doamnele care sunt practic și despărțite, separate de tot și nu mai stau cu soții, deși sunt căsătorite, probabil, cumva poate tot singure vă numiți, pentru doamnele care sunt în relații de trio, care au iubiți, care sunt însurați și dacă ați dat de acest video, probabil că vă regăsiți. Da? Deci este etalarea pe luna august. Mulțumesc pentru sprijin, pentru like-uri, mulțumesc noilor abonate și dacă considerați că rezonați cu stilul meu, vă invit să vă abonați în continuare, este gratuit, știți ce aveți de făcut, apăsați pe clopoțel, pe abonare, să vă ajungă videoclipurile în timp util. Începem cu dama de roșu, pe urmă va urma dama de ghindă, după aceea tobă și verde, nu în ultimul rând. Bun. Începem cu dama de roșu, dama singură, necăsătorită, luna august, da? Știți cum arătați, de la brunetă la blondă, cu ochii căprui și cu pielea normală, da? Nici foarte albă, nici închisă și de obicei cam puteți fi și mai slabe și un pic mai rotunjoare. Dar vă știți în principiu care cum sunteți. Bun, cartea luminată de la Dumnezeu lăsată 4 posturi, ți-am postit, ți-am pus nume de ghicit, astăzi te deschid. Pe tine, pentru tine, dama de roșu, care e singură, pentru luna august. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Luna august, sunteți foarte prinse cu o fică, dacă aveți fată, veți avea multă treabă cu ea, se pare că vă ajută într-o situație undeva acolo unde nu vă pricepeți, bineînțeles dacă este mare, da? Și cred că este majoră pentru că, uite, are și prieteni. Este într-o relație, să zic, ba a fost, ba n-a fost, s-ar putea acum să se fi reîntors trecutul la ea sau pur și simplu să fie cu altcineva. Ce voiam să subliniez că vă ajută într-o problemă fica dumneavoastră. În altă ordine de idei, dama de, de roșu, te ridici în luna august, vei avea niște bucurii, totuși, între niște oameni de stat, hai să vedem dacă sunt înalți sau sunt normal, sunt probleme. Nu, deci sunt probleme normale, probleme care le are oricine. Nu știu, te plimbi, probabil să scoți, să-ți faci, nu știu, să scoți niște acte, dacă și cum să traduci ceva sau să îți schimbi un act, deci nimic, nimic wow sau nimic care să te pună în dificultate. Asta e pe acte. Ia uite și un nou început. Probabil că aceste acte într-adevăr ți aduc un nou început. Da. Ți aduc un nou început, deci sigur sunt niște acte de care te bucuri. Nu știu, poate îți faci un pașaport și pleci din țară. Sau, da, sau cam atât. Nu, sunt acte pentru un nou început. Deci îți finalizezi ceva. Haideți să vedem mai departe. Altele dintre voi aveți un copil, un băiat care tot vă mănâncă de bani și tot o să vă mai ceară
Ideea este că vă mănâncă, nu e o problemă, că e copilul dumneavoastră. Problema este că mintea e ca și cum fură de la voi și tot îi dați și o să-i mai dați și poate chiar și fură. Da, deci în luna august trebuie să fiți atente. Vă gândește într-adevăr aici un bărbat brunet cu ochii negri cu care ați avut o stabilitate în trecut. Pe de o parte, iar unele dintre voi, poate în luna august, chiar vă mutați cu cineva, a căzut stabilitatea, a căzut casa. Dacă nu cumva aveți de împărțit ceva cu un fost, sigur, careva dintre voi vă veți muta cu cineva. Sau avansează relația, da, cu un brunet cu ochii negri. Mai este un rătăcit de roșu, dar nu veți rămâne cu el, că e doar gândul și vrea ceva, dar nu ia taurul de coarne, cum s-ar spune. Dacă aveți ceva de împărțit cu fostul, se pare că da, o să reușiți. Sau veți cunoaște pur și simplu un bărbat brunet cu ochii negri? Poate îl și știți. Și se va încheia relația. Ia uite, e îndrăgosteala mare aici. Da, cartea nu era pe dragoste, să știți. Chiar văd așa un action la voi, în viața amoroasă, pentru că veți fi căutată totuși și de foști și de actual și acolo unde e cazul, bineînțeles. Că uite, în casă sunteți supărate unele dintre voi, de roșu sunteți supărate pentru că nu vin veștile. Nu vin veștile. Dar veștile, uite, bărbatul de la care așteptați vești este fericit cu o altă femeie. Acum că e însurat sau nu, ia să vedem, este însurat? Ia uite, e însurat. Voiam să văd dacă e doar o relație pasageră și la el și mai aveți vreo șansă. Dar nu, bărbatul ăla este însurat, vă caută când are chef, când vrea, când are timp. Dar situația lui e foarte bună acasă și nu văd vreo despărțire. Bună în sensul că nu vor să divorțeze, chiar dacă nu sunt 100% pe aceeași lungime de undă. Bun, în altă ordine de idei, cele care lucrați de acasă sau aveți servicii sau câștigați niște bănuți, vin banii, să știți. Vin banii, dar îi și cheltuiți. Ia uite. Da? Cineva este cu ochii pe banul vostru de asemenea, exact ca și înainte. Trebuie să aveți grijă un pic la bani, dar bani aveți. Totuși, cineva o să tragă de voi pentru o relație, dar voi sunteți blocate. Deci se pare că tipul care vă dorește nu-l vreți voi pe el, pentru că vrea relație serioasă și eu văd blocaj la voi. Ia uite, văd blocaj la voi. Altele dintre dumneavoastră aveți și o prietenă cu ochii verzi sau albaștri care are influența asupra voastră sau nici nu vă dați seama că practic e o prietenă, o cunoștință sau ceva care nu mai sfaturi proaste vă dau sau pur și simplu, chiar dacă aveți senzația că sfaturile sunt bune, este doar ca să vă împingă, parcă simt așa că vă împinge pe o cale care nu veți fi fericită practic cu vulpea aia acolo. Deci aveți grijă cu femeile, prietenele cu ochii deschiși sau dacă sunt în haină de stat. Haideți să vedem mai departe. În 9 zile din momentul în care ascultați acest video, ia uite, iar bucurie cu bărbatul de ghindă. Deci este clar că apare un brunet cu ochii negri. În alte cazuri, la limită, poate fi și de roșu, dar voi sunteți de roșu și atunci se mai mânzlește cartea. Deci trebuie să fiți atente la bruneții cu ochii căprui negri. Da? De asemenea, bucurie cu un vărsător, poate de asemenea să aibă și inițiala de L și spre sfârșitul lunii august să aveți de ales între cel de ghindă și unul cu ochii verzi sau albaștri, care poate fi de asemenea ori
cu ochii deschiși, ori vărsător, ori cu inițiala de el. Vedeți și voi ce vi se potrivește. Astea sunt semnalmentele, dar sunteți multe. Nu uitați că e o etalare de grup generală și nu se poate, nu puteți rezona toate. Ia uite, iar femeia de verde. Vedeți, voi aveți o prietenă cu ochii deschiși, da? Care încearcă să vă manipuleze. Ia uite, e pur și simplu toată pe voi. Să știe ea ce faceți, cum faceți, cu cine sunteți. Unele dintre voi sunteți chiar la drum cu femeia asta sau femeia asta este pe lângă voi sau poate este la drum față de voi, dar tot are, are putere asupra voastră. Dar voi s-ar putea să fiți undeva la drum cu această femeie de jur împrejurul vostru. Bun, acolo unde este cazul... Aveți grijă la copiii mici până în 10 ani, pentru că îmi cad niște boli, copil până în 10 ani, da? Răceli, o boală, o problemă de sănătate sau pur și simplu suferă foarte mult că nu este cu voi, poate e copilul la tată sau pur și simplu voi nu, pentru că acest copil are nevoie de mai multă afecțiune, da? Deci este un copil până în 10 ani care are nevoie de afecțiune și careva dintre voi nu îi oferiți. Ori nu e lângă voi copilul, ori pur și simplu nu prea vă ocupați de el, pentru că suferă foarte mult și din punct de vedere emoțional. Ca să aveți relații, cele care sunteți singure și nu aveți nicio perspectivă, eu cred că mai trebuie să, uite, aici îmi spune, Doamne, Doamne, că trebuie să te mai rogi un pic, un pic de spiritualitate îți trebuie sau de, pur și simplu, de încredere în tine. În viitor este și cineva mai tânăr decât tine în luna august care va apărea, aici am cade de tobă, dar de asemenea poate fi orice culoare, poate avea și ochii deschiși, dar în orice caz este mai tânăr decât tine. Și din nou îți spun că vei avea, careva dintre voi are de ales între doi tipi, de ghindă și de tobă. Deci ăla de ghindă e călare pe cal, cumva, și va fi primul și asta. Eu zic că norocul, tot cu cel de ghindă îl veți avea, deci aveți grijă ce alegeți. De asemenea, o să cunoașteți și pe cineva care joacă la jocurile de noroc sau are un viciu pur și simplu și pierde bani la jocuri de orice fel. Vei face un drum în luna august cu bucurie, te bucuri de acest drum și de bani, dar muncești foarte mult, probabil, sau în luna august vei munci foarte mult pentru că ai nevoie de bani să pleci la un drum, poate fi și asta. Vei face drumul cu bucurie, dar te spetești foarte tare sau ești la drum sau vrei să vii de la drum cu bani, dar te spetești foarte mult pentru acești bani și ești și obosită. Ia uite, și vine și șarpele. Bun, șarpele de ce? Ia să vedem. Exact bărbatul de tobă de adineauri care vă spuneam că prefer din cărți cel puțin, îl prefer pe cel de ghindă decât de tobă, deci este un șmecher ăsta de tobă, e un șmecheraș și vă cade și turnul cu el și șarpele, deci s-ar putea să mintă, să fie ceea ce nu este tocmai bun pentru voi. Cum se termină cu ăsta de tobă, are și probleme cu oameni de stat, deci lăsați-l. Ia să vedem sănătatea. Sănătatea este bine aspectată. Eu zic părerea mea că mai sunteți într-adevăr aici care mergeți, uite, între oameni de stat pentru sănătate, dar este ceva ce trebuie să vă țineți sub control sau sunt acele analize care le faceți de 2-3 ori pe an sau ce vă faceți voi. Lucrurile sunt pe sănătate, sunt bune, doar că
cele care aveți într-adevăr, nu știu, am aici doamne care ridicați ceva, nu știu, lucrați în bucătărie, sunteți bucătărese, ridicați oale, ridicați saci pe undeva, ridicați ceva, că voi veți avea probleme de sănătate în luna august. Deci văd oale, văd saci, văd greutăți, văd că te apleci mereu, de asta zic, nu știu ce faci. Și aici s-ar putea să fie niște probleme de sănătate. Ia uite, exact, zic sănătate și cade boala, da? Bun, deci aveți, adică am zis probleme de sănătate și am scos boala, da? Deci aveți grijă ce faceți sau poate lucrați într-un domeniu unde nu ridicați neapărat, dar ce credeți? Tocmai acum, în august, o să vă pună să ridicați, să împingeți, să faceți și o să vă terminați cu mijlocul și cu spatele. Deci vă spun 100%, aveți mare grijă, dama de roșu, eu zic să fii atentă, da? Hai să mergi și la o petrecere sau ești undeva unde sunt, la o petrecere, pardon, sau unde sunt doar petreceri undeva, vei avea stabilitate în viitor și parte de casă dacă o gândești, dar mai durează 4 luni sau 4 ani, asta e un vis de-al unora dintre voi, da, și veți avea și un nou început cu acea casă, deci până la urmă rezolvați, dar mai durează, veți face în viitor totuși niște schimbări. Și acum pentru doamnele necăsătorite, singure, cele de roșu, am să scot o singură carte de tarot ca și energie generală, să vedem dacă mai avem vreo veste pentru luna august. Uite, frumos, v-am spus, cineva vine sau voi plecați sau vă întoarceți, dar vine cineva către voi în viitor. Da, deci 100% singure nu sunteți și veți, deci nu veți fi, majoritatea veți avea pe cineva sau veți putea alege. Foarte frumoasă carte. S-a închis bine. Drumuri noi înseamnă asta, drumuri acolo unde n-ați mai fost de mult sau unde n-ați fost niciodată. Poate fi un partener din alt oraș, din altă țară. De asemenea, dar drumul ăsta nou nu este doar pe dragoste, poate fi și pe servici, poate fi și pe casă. Văd că vă îndreptați totuși către un drum nou în viața voastră. S-a întors ceva aici. Da, nu, este, am să trag una totuși ca să nu stăm ore întregi pe aici. Dezire, ia să vedem ce vă transmite pentru luna august. Nu, condițiile nu sunt favorabile acum, așteaptă, caută alte opțiuni și roagă-i pe îngeri să te ajute, să te călăuzească, să te aline. Deci nu vă grăbiți într-o anumită situație, zice aici, dar sinceră să fiu, de data asta probabil că sunteți 0,1% dintre voi care nu trebuie să vă grăbiți și într-adevăr lăsați timpul să curgă, pentru că totuși aveți o carte foarte bună. Poate să nu vă grăbiți la cel de tobă, de exemplu, că nu e o relație ok, sau la ce să nu vă mai grăbiți. Dacă aveți partaj de făcut, probabil să fiți liniștite ca să fie treaba, să nu puneți pressing pe el, pentru că mie cartea mea a căzut bună și credeți-mă, răbdarea, cu răbdarea treceți marea, nu? Sau puntea, sau podul, sau cum ea spuneți voi. Da, răbdarea e cel mai puternic, cea mai puternică stare pe care poate o avea un om să reușească în viață, indiferent despre ce este vorba. Bun, trecem mai departe cu dama de ghindă, la dama de ghindă, bruneta cu ochii negri și cu pielea măslinie. Da, luna august, necăsătoritele, singurele, văduve cu amanți, că tot singure sunteți,
Hai să vedem, Dama de Ghindă, carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am postit. Ți-am pus nume de ghicita să se deschidă, o fi de bine să vă luminează, o fi de rău să vă întunecați. Haideți să vedem. Băi, dar ce aveți cu actele astea? A căsut și la energia generală săptămânală. Într-adevăr s-a deschis pe dar, pe vești, pe mesaje, pe realizări, pe acte, pe lucruri care nu le-ați făcut de mult sau le-ați lăsat baltă și uite, acum la fel, Dama de Ghindă, ia uite, fii atentă, deci fix aceeași carte ca la Dama de Roșu și știți că schimb cărțile. Da? Ca la Dama de Roșu și ca începutul săptămânii acesteia. Deci este clar că există aici ceva bun pentru fiecare dintre noi. Da, veți avea o realizare de dar în august, la începutul lunii august, de acte. Veți continua să faceți niște acte, uite, și mare noroc veți avea. Dar mare noroc unde? Cu o zodie de apă acolo unde nu credeați. Că pur și simplu ați fost în dilemă până acum în relația asta cu cineva dintr-o zodie de apă sau dacă sunteți voi, n-ați știut ce să faceți, să porniți la drum sau să nu porniți într-o situație. Și atunci eu vă spun, vă dau verde, cum s-ar spune, pentru că vă cade și norocul lângă voi. Uite, și toată lumea care vă va sprijini sunt oameni care țin la voi sau vă plac și în altă ordine de idei, dacă aveți vreun pretendent, puteți să-i dați bice, să dați gaz, cum spune neamțul, pentru că veți avea noroc. Nu știu culoarea acestui bărbat care este, nu s-a arătat, poate fi și cineva necunoscut, că dacă nu, o să rămână unul de roșu supărat. Deci va rămâne lăcrăma, dar e norocul vostru. În altă ordine de idei, trebuie să încheiați ceva care va duce pagubă aici și cred că este vorba totuși de o parte bărbătească la unele, iar la unele este vorba de o femeie. Trebuie să încheiați relația cu o femeie din casă, din neam, dar este soră, este mamă, este soacră, voi știți, da? Trebuie să încheiați ceva cu cineva care va duce tot timpul pagubă, da? Într-adevăr, nu știu, cred că veți auzi și de un deces. Totuși, sunt secrete pe care nu le știți. Cele care aveți de dat examene, dați că veți fi bine. Vă ridicați cu bucurie, ia uite. Dar de asemenea doar sprijinite, ajutate, da? Aș spune că trebuie să cereți ajutor aici. Da, vine o schimbare frumoasă peste voi, un bărbat tot de ghindă ca voi. Cineva de aici se va logodi în viitor, dar este destul de târziu această logodnă sau această relație se va concretiza un pic mai târziu, pentru că bărbatul cu care voi vă veți logodi sau vă veți intra într-o relație serioasă de-abia pleacă de acasă sau de-abia, dacă... Ăsta îmi cade tot de ghindă, e ca voi. Da, a lăsat ceva în urmă, lasă ceva în urmă. Și vă cade aici o relație serioasă cu el. Dar luați-l încet, că îi se face rău. Că e foarte gânditor ăsta, gândește mult, o să ia creierii foc. Uite. Vedeți că plecați la drum, plecați la drumuri în august, cele singure, dar nu e neapărat concediu, poate fi, ia uite, încă aveți forță, cu forța asta zic eu că poate plecați chiar și la muncă în străinătate. Aveți noroc cu berbec sau taur în luna august. Cineva cu inițiala de B, nume sau prenume de asemenea, va fi alături de voi.
un frate acolo unde există va avea grijă de o mama voastră sau soră sau ceva, nu știu, o să-i dea un ajutor, deci nu vă faceți griji că nu sunteți lângă ea, poate sau nu puteți ajunge. Dacă aveți cunoștințe care sunt născute în luna februarie, bărbați, și vă gândiți și așteptați ceva de la ei, nu mai așteptați că se întorc la altcineva sau sunt cu cineva, vor avea un nou început, deci un vărsător se împacă cu cineva. Norocul vostru totuși este la drum, de la drum, cu dragoste, exact ce vă spuneam eu, uite. Da, veți face totuși drum la un bărbat sau un bărbat vine către voi de la drum, poate fi de oriunde. Pe actele astea care se deschide luna august cu ele, poate și divorțați, că văd că rămâneți cumva, chiar reușiți să divorțați, pentru că după acest divorț văd că veți fi totuși, va veni cineva după voi, da? Uite, vă certați, exact. A fost dragoste adevărată între voi, să știți. Și acum vă certați de nervi. Deci, care au un divorț, să știți că divorțați și vă certați și aveți scandal, tocmai de ciudă că se termină, da? Știți cum e în viață, putem să iubim oameni, cu care nu putem fi. Asta este, și iubim toată viața. Și aici este acea situație, este pe cineva care veți iubi sau va rămâne în sufletul vostru toată viața, dar nu puteți fi cu el. Trebuie să țip acum pentru că e zgomot afară. Veți primi o vizită neașteptată sau un telefon sau un mesaj din partea unui bărbat de roșu din trecut. Care e văduv, i-a murit soția sau soția e foarte bolnavă și va muri. Deci dacă aveți așa ceva și știți, sănătatea bine aspectată, ia uite, o să vă iasă o operație foarte frumos sau o intervenție sau ceva. Da, o să scăpați de o boală, să știți, sau dacă aveți o boală mai gravă, va stagna, se va opri. Unele dintre voi va trebui să faceți și drum pentru realizarea asta și da, și vă cade stabilitate pe sănătate. Fiți atente cum sunteți. Deci o să fiți mai bine, un nou început, vă simțiți mai bine, pe urmă iar un pic greu și pe urmă vă stabilizați și nu mai, dar trebuie să faceți niște drumuri pentru această sănătate. Și cartea se închide cu bărbatul brunet cu ochii negri de care v-am spus mai devreme, care se gândește la voi sau va fi un bărbat care nu e chiar țărac pământului, dar nici nu este milionar, se va gândi la voi în momentul în care vă va cunoaște, sau dacă îl cunoașteți, totuși este cu gândul la voi și bat clopotele, vă așteaptă să luați o hotărâre. Da? Da, nu prea vreți voi. Nu știu ce naiba, uite, sunteți blocate, nu știu, cu ăsta de ghindă totuși, ori nu-l cunoașteți, ori mai are el ceva de făcut. Da, eu tot zic că va ieși ceva, dacă aveți răbdare, bineînțeles. Haideți să vedem energia lunii august, au căzut două, iau prima de deasupra, superb, a căzut magicianul. Vedeți că cu diplomație veți avea și bani. Vă veți rezolva și problemele, doar că aveți grijă și la cheltuieli, de fapt. Veți începe ceva nou, unele dintre voi, probabil cu o afacere, un serviciu sau pur și simplu o relație. Da? Și veți avea victorie. Superb. Deci dați înainte cu tupeu că vă va fi bine. Și acum am un sfat din partea arhanghelilor. Haideți să vedem. Ariel, haideți să vedem ce vă transmite și Ariel. Experiențe noi, mediumice și spirituale schimbă modul în care vezi lumea și pe tine însuți. Permite darurilor tale să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. V-am spus, dați înainte cu tupeu că veți avea
noroc, da? Veți avea realizări. Deci este o lună, ar trebui să fie o lună bună, cu mici amendamente. Vă dați seama că nimic nu e perfect pe lumea asta. Așa că să auzim numai de bine. Urmează dama de tobă. Haideți să vedem. Dama de tobă are piele albă, 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 este bine făcută, grăsuță, rotundă la față, castanie, brunetă, deschisă, deci castanie până la blondă, cu ochii căprui. Carte luminată de la Dumnezeu lăsată, patru posturi ți-am postit, ți-am pus nume de ghicit. Astăzi te deschid pentru tine, dama de tobă. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați, amin. Vă gândește o femeie de stat de la drum sau e mai departe de voi. Asta e, nu știu, e obsedată. Crede că îi faceți ceva, nu știu ce se... Haideți să vedem cum începeți și voi luna august, dama de tobă. Deci m-a nebunit la voi dama asta de roșu. Ce vă pot spune? Că duce o boală femeia asta de roșu și nu mai scapă de ea. Luna august o să fie iar un pic mai greoaie sau cu probleme. Ar trebui să faceți niște drumuri, dar nu faceți din cauza acestei femeie, ca și cum nu puteți lăsa singură. Dar acum, astăzi e 29, astăzi este așa și voi sunteți între drumuri. E ca și cum ori nu sunteți aproape de ea, ori este... nu știu, ea undeva sau voi sunteți plecați în concediu și vă veți vedea cu ea când vă întoarceți. Cert este că gândurile voastre sunt foarte împrăștiate, bineînțeles acolo unde este cazul, că nu toată lumea are o mamă, o soră sau o soacră bolnavă, ok? Astăzi este supărarea asta și voi nu știți încotro să o luați, boala asta care o duce în spate. Ce mă bucură că e la spatele ei boala, deci în mod normal ar trebui în viitor să se liniștească sau să se facă bine. Încă nu știți, veți afla, ca să termin cu speța asta, că poate vă interesează. Deci are ceva ce nu i s-a descoperit încă, adică e ca și cum... Încă nu se știe concret ce are, dar este ceva de care poate scăpa, dar e o chichiță care nu s-a dat de ea și va trebui să aflați despre acest secret și în momentul când aflați de acest secret, eu zic că, uite, a căzut astfel de trefă în picioare, deci asta înseamnă că va trebui să se facă bine sau să găsiți într-adevăr, dar nu, e cu lacrimi, cu ghinioane, cu ar trebui până la urmă. Dom'le, la această femeie, deci dacă sunteți voi sau aveți pe cineva în problema asta, că vă mănâncă și luna august problema asta pe unele, la unele dintre voi, ar trebui să ajungă un om la ea care ne ajunge. Ori cineva, ori voi nu ajungeți, că sunteți în concediu, că e doctorul în concediu, că e, nu știu, habar nu am, e o întârziere pe o persoană. Da? Bun, hai să trecem mai departe. Dacă dama de tobă, dacă gândești un bărbat de tobă ca și tine, să știi că are o femeie de ghindă și nu văd să se despartă de ea, văd că este în continuare acolo, vor lua niște hotărâri împreună, niște hotărâri să ia să vedem bune sau rele, bune, uite, deci dacă cineva trebuie să aleagă dintre tine și altă femeie, o va alege pe cealaltă, se va căsători cu ea, va rămâne cu ea definitiv, iar dacă este însurat, va rămâne acolo acel bărbat de tobă. După oameni de stat, multă alergătură, foarte multă alergătură. Dacă vă căsătoriți anul ăsta, careva dintre voi va rămâne văduvă sau dacă sunteți văduve, puteți, dar văduve, când spun văduve, este exact, de exemplu, un divorț care a fost cel puțin de 10 ani sau chiar să fi decedat soțul,
Atunci, da, voi sunteți cele care puteți avea pe cineva dacă doriți, că uite, vă ridicați cu noroc cu un alt bărbat, într-adevăr, aveți noroc de cineva în luna august, dacă vreți. Banii în luna august, vedeți că o să cam cheltuiți la început sau vor fi mai puțin. Ei să zic că ajung după prima săptămână a lunii august. Uite, zic că cheltuiți și vă cad lacrimi pe bani. Da? Deci banii vin mai târziu sau aveți grijă de ceea ce aveți, că vă cad lacrimi pe bani. Asta înseamnă că sunteți blocate, nu vă luați repede niște bani sau nu câștigați cât vreți. Uite, certuri, discuții pe bani cu cine? Cu cine? Pentru drumuri sunt cheltuieli pe care le veți face, uite și voi. Deci, sunt cheltuieli pe care le veți face la începutul lunii august pentru niște acte, nu vă convine, vă veți certa cu cineva, cu un bărbat de la drum, da? Veți avea discuții de bani toată luna august. Veștile ar fi bune, eu, dar nu știu, ori nu scoateți, ori nu vă certați, ori nu scoateți de la voi bani, ori nu vă gândește unul de verde. La servici va fi bine în luna august, cele care aveți servici, să știți. Cel de verde doar cu gândul la voi, nu mai așteptați nimic, că nu se întâmplă nimic. Haideți să vedem pe ăsta de, ia uite, se gândește, da, se gândește, e doar gândul, ca să înțelegeți. Focul lui, că nu știe ce faceți și cum faceți, și o să afle de unul de ghindă. Voi o să fiți cu cineva în final și o să crape creierii în el și inima și tot. Ăsta de ghindă dă pe una de roșu la spate. Bun, o dă la spate că vine către voi pentru X motive. Nu contează. Mă interesează acum ce rămâne cu asta de roșu aici. O dă la spate pentru moment, dar o să-i devină dușman. E, mă bucur pentru voi. Că o să o lase de tot, că i-a căzut dușmanul pe ea. De ce o dușman? Că o să crească ura pe el. Bun. Deci de una ați scăpat. Haideți să vedem mai departe. Să încheiați luna tot cu acte, cu unul de ghindă, cu multă aglomerație. Faceți și voi ceva, dar cu multă încurcătură și nu piedici neapărat. Sunt multe lucruri de rezolvat ca să vă iasă ceva foarte clar. Multă agitație. Nu stați rău cu dragostea, chiar dacă sunteți singure, dar nu știu, voi, dama de tobă aici în cartea asta, e ca și cum trebuie să vă renovați o casă. Altele vreți să vă schimbați nu știu ce prin casă. Foarte multe chestii cu casa. Pe urmă, foarte multe acte. Ori veți avea foarte mult de lucru la muncă, care lucrați cu acte și cu cifre, da? Da, și cu cifre. De o să nebun, deși e august, nu știu, habar nu am ce aveți de făcut. Că foarte multe acte, domnule, deci tot timpul e ceva de făcut. Voi aveți ceva de făcut și voi nu vă... Parcă veți fi mama Dolores în luna asta. Problema este că nu numai pentru voi alergați, alergați și pentru alții sau vă interesați și pentru alții și tot așa. Dar luna se încheie bine în final. Aveți grijă cu minciunile, cu furturile. Că uite, cineva aici e un hoț lângă voi. Hai să văd ce hoț e aici. Cam. Trebuie să aveți un pic grijă cu oamenii de pe lângă voi, să nu fiți, să aveți grijă la minciuni, la... Ia uite, lacrimi. E rar să fie că mai bine nu scoteam. O să pierdeți ceva sau o să aveți grijă. Ia uite, cu ăsta de ghindă, ăsta e pus pe... Nu-i convine nimic lui ăsta. Orice ați face, cu cât veți face mai mult, cu atât nu va fi mulțumit, să știți. Bun, haideți să scoatem și o energie generală. Ia uite. Turnul. Nu mai știu ce să mai zic. Deci sunteți foarte supărate, întoarse și voi sunteți ucite. S-ar putea unele dintre voi, dacă cunoașteți pe cineva, pur și simplu până la urmă să spuneți nu, nu mă interesează, să-l trimiteți voi la plimbare. Asta poate să fie și o altă ruptură.
altă ruptură poate să fie la servici, într-adevăr, că voi vreți o creștere, vreți mai mulți bani, vreți mai multe monede aici și poate nu câștigați atât de bine sau vreți pur și simplu să schimbați ceva. Și vă cade totuși o schimbare pe bani, o creștere, dar după niște discuții și certuri cu cineva cu litera G, cu D, cu A. Da. 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 Deci fiți pe fază. O să vă reveniți și cu banii. Aveți noroc, aveți totuși aveți îngerii deasupra voastră, vă rugați mult, să știți. Și aveți protecție. Dar lumea va încerca, chiar dacă nu vor reuși, și sper să nu reușească, totuși cineva încearcă să vă păcălească aici, să tragă ceva de la voi. Asta a fost o carte care a rămas jos și am să o întorc. Omega, victorie, dorința ți se va împlini, continuă să faci treabă bună. Vedeți, deci iar vă spun, răbdare, fără agitație, fără nimic, cu pași mici și veți răzbate, ce să zic. Dar am bărligată rău cartea la dama de tobă în august. Multă oboseală, agitație, lucruri de făcut, de rezolvat, drum care vreți să-l faceți și nu reușiți foarte repede. În fine, dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri. Pentru luna august, pentru doamnele necăsătorite singure. Carte luminată de la Dumnezeu, lăsată 4 posturi, ți-am pus nume de ghicit. Astăzi te deschid pentru dama de verde. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Lăsați copiii să facă ce vor. Văd că împingeți pe cineva de la spate să facă cam ce vreți voi. Da, bun. Luna august se deschide cu realizare de un proces. Acolo unde este cazul și dacă sunteți doamne de stat, veți câștiga un proces sau pur și simplu veți mai da un examen și îl veți lua, chiar dacă nu sunteți doamne de stat, da? Deci nu contează. Foarte bine, cade pe învățătură, pe procese la începutul lunii. Sau poate nu neapărat că câștigați, poate se amână, poate iese totuși până la urmă cum vreți voi, habar nu am, dar e ceva de bine în orice caz. Până pe 10 august, orice ține de bani, de acte, de procese și de examene, sunteți bine aspectate. Da? Mai ales data de 6, deci până în 10. Da? Plecați, faceți o schimbare de casă, plecați la un bărbat, la drum. Da? Ia uite. Și puteți avea realizări, vă bucurați, va fi bine, da? Nu pot să spun neapărat că veți rămâne cu el definitiv, pentru că vă cade și drum de întoarcere. Ia uite, și ce trag și eu în stânca asta, da? Muntele ăsta. Bun, deci eu vă spun așa, nu vă faceți niciun plan. Vă rog eu frumos, da? Mergeți doar să vă distrați și nu veți fi dezamăgite, da? Dacă vă veți dori mai mult, veți da kix cu muntele ăsta aici, da? Vă cade drum de întoarcere sau lui cade drum de întoarcere, da? Stați liniștite și luați numai ce e bun. Folosiți-i voi pe ei, nu ei pe voi. Luați tot ce e mai bun din ei. Da, vă reînnoiți aici, vă cade o situație nouă după 15 august. Într-adevăr, vă cade. Vă cade dragoste, ia uite, cu bucurie, dacă tot s-a lipit de mână. Vă cade o dragoste cu bucurie după a doua jumătate a lunii. Sau veți avea energii mai bune după a doua jumătate a lunii. De aceea am spus, stați liniștite, nu vă certați. Pentru că vă cade bucurie, uite, exact ce spuneam. Pe dragoste după a doua jumătate a lunii august. Sunteți foarte geloase. Unele dintre voi, dama de verde, vezi că se ești geloasă și nu e bine.
Sau, în alte circunstanțe, s-ar putea chiar el să fie gelos pe voi din cauza unui alt bărbat de ghindă. Cu copiii, dacă aveți copil, va lua și el un examen, să știți. Sau va schimba școala undeva cu adevărat unde o să-i placă, da? Sau unde îi place cel mai mult. Nu scoateți la capăt cu un bărbat de roșu dacă sunteți singure și gândiți pe cineva totuși. Mi se pare că nu prea ies lucrurile cum vreți voi, pentru că acest bărbat de roșu este nehotărât. Da? Păi uite, mai are pe cineva, mai gândește pe cineva, deci acest bărbat mai are pe cineva, veți fi triste, da? Vă paște o tristețe cu acest bărbat de roșu totuși. Voi sunteți îndrăgostite, dar vă place mult de el, dar nu. Ce-ți dă Dumnezeu? Haideți să vedem că plângi după ăla și zici, mama, că s-a rupt lumea în două. Ce-ți dă Dumnezeu? Ia uite, un bărbat ca tine de verde, da? Pregătește-te. Pregătește-te că ce ai acum sau așa nu prea este în ordine. Până la urmă îți dă Dumnezeu un bărbat de verde care și ăsta are grijă de o familie întreagă, de un neam întreg, se duce undeva la țară la cineva. Aoleu, ce familie mare are și ăsta. În sensul că veți avea soacre, nepoți, nu știu. Însă, ce pot să vă spun de asemenea că pe 13, 14, 15 veți face un drum într-o mare aglomerație sau după data asta mergeți la o nuntă, la un botez, la o petrecere și într-adevăr unele dintre voi chiar veți avea mare noroc și veți cunoaște pe cineva. Cu sănătatea, în schimb, nu prea stați bine, să știți, sunteți bolnave de supărate. Ori pentru faptul că aveți în familie pe cineva foarte bolnav, o doamnă, o femeie care e și ea singură, ori a murit soțul, ori e despărțită, în orice caz este unele dintre voi suferiți din cauza bolii unei femei care vă iubește foarte mult, în altele dintre voi suferiți, de exemplu, din dragoste că o femeie brunetă va fura dragostea, dar aici să știți că v-a făcut farmece sau ceva, deci aici sunt legături. Dar eu consider, din punctul meu de vedere, că sunteți destul de puternice să vă reveniți. Uite, cu stabilitatea asta și cu drumurile astea, vă veți reveni și vă spun și de ce. Careva de aici, care urmărește acest video, și ești de verde, să știi că îți vei schimba casa sau țara, da? Și de-abia acolo te vei liniști, da? Deci tu ca să faci niște schimbări în viața ta, uite, și ai speranța, ai speranța că va fi bine, da? Dar vei avea mai mulți bani și mai multă abundență emoțională, sufletească, materială. Da, tu trebuie să faci neapărat o schimbare. Acolo unde e cazul, bineînțeles, când vă apucați acum să vă vindeți toate casele sau să plecați în alte orașe, sate sau țări. Dar vă spun că trebuie neapărat să faceți o schimbare la casă, ori să faceți, de exemplu, o sfeștanie sau să vă curățați, să faceți niște ritualuri sau pur și simplu acolo unde este cazul și puteți chiar să vă mutați din acea casă. Haideți să vedem și o energie generală pentru luna august. Eu energia generală nu scot la început pentru că mă enervează, nu vreau să mă influențeze nimic. Eu vreau să văd ce iese cartea și ce simt eu și după aceea scot energia să vedem dacă este exact ce spuneam. Aveți parte de familie, fericire în familie până la urmă, în neam, noi începuturi. Veți avea parte și voi de un cămin, de un cuib, de ceva. Desigur, dacă cunoașteți persoane cu litera I, J, N, L, de asemenea, derivatele lor în nume sau prenume sau sunteți voi, veți avea mare bucurie, dar nu numai cei care sunteți născuți în luna octombrie, în luna ianuarie. Nu știu, multe dintre dumneavoastră, chiar și Balanța, am spus.
gemeni, pești, leu, mai știu ce mai e pe aici. Da, ia uite, primiți vești. Primiți vești de la cineva care construiește case sau e inginer, de exemplu, sau face ceva creativ pentru case, cum ar fi balustrade sau ceva de genul ăsta. Bun. Deci veți avea parte de familie și în orice caz familia vă va susține în orice în luna august, să știți. Doar că, uite, sunteți legate la ochi. Nu mai așteptați amanții, că uite, nici nu știți voi că habar n-aveți de nimic. Ia uite la capătul pachetului ce este. Bun, haideți să vedem și un. Deci una peste alta aveți șanse să intrați într-o relație, da? Dar cu ceva schimbări. Haideți să vedem un sfat. Haide mă, uite, a căzut. Haideți un sfat pentru dama de verde pe luna august. Azure. Hai să vedem ce vă transmite și Azure. Rezultatul dorit va apărea foarte curând. Dă dovadă de răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Ce v-am spus mai devreme? Bă, faceți ceva acasă, o sfeștanie, faceți niște ritualuri, faceți ceva. Da? Și aveți credință, aveți răbdare, că exact ce v-am spus, rezultatul va fi unul bun cu. Ia uite, ce frumos a căzut. Familia, cupele pline, deci veți avea realizări pe toate planurile. Vă iubesc, vă îmbrățișez, mulțumesc frumos pentru prezență și ne auzim în următoarele ore cu următoarele 48 de ore. Vă pup, la revedere!